Salutare prieteni și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi am să vă povestesc despre un parfum de la casa Amurud. Este un parfum apărut în 2016, se regăsește în colecția lor standard de parfumuri pe sticlă de culoare neagră, un parfum creat de către Claude Dir. Parfumul se numește Safran Rar, l-am aici în variantă de decant, un parfum care, așa cum îi spune și numele, este pe o notă de șofran. Numai că ceea ce transmite acest parfum este o combinație de piele, animalică și șofran. Deci cei pasionați de combinațiile de nuanțe animalice, de asemenea cu infuzie de condiment, în special șofran, Safran Rar este un parfum care cu siguranță ar merita cel puțin testat. Contrar notei animalice din parfum, acesta nu conține piele sau nu conține orice alt ingredient din regnul animal, că e zibetă, că e castoreum, că e, eu știu, hirac sau eu știu ce alt ingredient animalic, nu conține. Această tentă animalică vine, consider eu, din combinația a cel puțin 3-4 note chiar. Deci odată este nota de ud, care este un ud mai animalic, potențat sau complimentat de o infuzie de iasomie indolică, mai avem tămâie care de asemenea întunecă parfumul, regăsim iarăși foarte multe note florale, dar de principiu tenta aceasta animalică vine din acest puseu lemnos animalic ca urmare a notei de ud și ca urmare a notei balsamice dinspre tămâie. V-am spus că parfumul conține, sau încercam să vă spun că parfumul conține foarte multe note florale. Am rămas surprins de lista de ingrediente sau de compoziția parfumului pentru că este un parfum bogat din perspectiva compoziției, însă nu percep tot ceea ce se află în acea listă. Pentru mine acest parfum este un parfum, pot să-i spun, aproape liniar, cu această desfășurare de tip animalic condimentat, respectiv simt o notă de șofran, un pic dulce. Aici este și o influență dinspre rășina benzoică și vanilia, această tentă dulce condimentată pe care o resimt și după aceea apare acest val întunecat animalic ca urmare a notei de ud în combinație cu tămâia. Parfumul este frumos, îmi place. Nu este ceva nou pentru că am mai simțit acest miros. Cu alte cuvinte, dacă ați testat Godolphin și luați nota fructată sau notele fructate din Godolphin, veți ajunge la același rezultat ca Safran Rar. De asemenea, ud safir de la Atelier Colon, cam în aceeași direcție se duce cu Safran Rar, pentru că și acolo există o tentă animalică, combinația de ud, dar miroase în aceeași tendință ca și acest parfum. Deci sunt foarte multe parfumuri pe piață care încearcă să emuleze, să recreeze acest acord animalic prin combinația unor note lemnoase, eventual balsamice și altor ingrediente. Miroase bine. Performanța acestui parfum nu pot să spun că dă pe afară, chiar fiind un parfum animalic, lemnos, întunecat, condimentat. Cel puțin în cazul pielii mele am observat că undeva la 7 ore longevitatea constant o pot obține. Parfumul este, așa cum am spus, într-o tendință liniară. Am aplicat pe mâini azi dimineață când am plecat la serviciu. Ceea ce se mai simte este o tentă ușor lemnoasă dulce, deci parfumul s-a așezat într-o bază lemnos vanilată sau lemnos rășinoasă ca urmare și a rășinilor benzoice. Deschiderea este foarte efervescentă, sunt note citrice în parfum, este o tentă citrică condimentată lemnos animalică, pentru că așa cum am spus, parfumul are mai degrabă o direcție animalică, chiar dacă nu regăsim note animalice în parfum. Deci o deschidere foarte explozivă, am să aplic pe mână să vă spun ceea ce se simte în deschidere, cu partea de final am lămurit-o. Este o parte de final, pot să-i spun, ușor lemnos, dulce, foarte plăcută, trebuie să recunosc, dar foarte difuză, deci la aproximativ 10-11 ore de la aplicare de-abia se mai simte la nivelul pielii. Lăsăm un pic să se așeze parfumul. Da, începe să se simtă, deci se simte o tentă de gen Godolphin, mai puțin dulce. Chiar dacă regăsesc în parfum note dulci, note florale, care încearcă să îndulcească parfumul, să nu-l facă prea strident și prea întunecat sau eventual prea animalic, trebuie să spun că această combinație este reușită. Pe de o parte, acest acord animalic mă duce cu gândul la Aqua di Parma Colonia Leather, pentru că e exact genul acela de piele, foarte penetrant, foarte masculin, foarte animalic. Simt și o tentă ușor, pot să-i spun, ca de hidrocarbură, un soi de miros de păcură, de benzină.
ca urmare a acestui acord de piele, deci parfumul miroase foarte animalic, dar în tendința aceasta animalic întunecată petrochimică. Simt și niște tonuri ușor reci. Bineînțeles, parfumul are foarte multe în compoziție și cel puțin în deschidere te vor încerca tot felul de senzații, dar de principiu șofran, se simte șofranul, e condimentat citric pentru câteva secunde, după aceea nota, hai să spun, lemnos animalică care vine dinspre ut, tămâie, celelalte ingrediente florale care încearcă să îndulcească, vanilia și eventual celelalte note care se regăsesc în parfum. Mai avem lemn de cedru, deci parfumul este foarte bogat. Deci, din acest punct de vedere, parfumul este foarte frumos, îmi place. La capitolul vârstă, vârstă minimă, consider că un 30 de ani ar fi cel mai indicat pentru acest parfum. Este un parfum matur, cu o tentă foarte, hai să spun eu, sobră, întunecată, foarte abraziv ca senzație, însă de impact și cu o personalitate foarte puternică. El este catalogat unisex, însă are o tendință mai masculină. Oricine ar fi însă interesat, ar face bine înainte de toate să-l testeze. Este un parfum care merge purtat de la o ținută de tip casual elegant până la o ținută extra formală, la situații care țin și de mediul de afaceri, deci întâlniri formale de tip business, colocvii, ședințe, deci unde ai nevoie să ai și un parfum care să reflecte caracterul tău, personalitatea ta și eventual și ținuta pe care o ai. Deci este un parfum foarte, foarte bine construit pentru cei care vor să și transmită ceva. Este un parfum care merge foarte bine pentru sezonul rece, respectiv toamnă, iarnă, primăvară. Cred că de la jumatea toamnei încolo până către prima jumătate a primăverii merge foarte bine. Din punctul de vedere al concentrației, este apă de parfum, vine într-o singură cantitate 100 de mililitri, preț de raft aproximativ 210 euro, dacă nu mă înșel. Prețul în dolari se duc undeva la 220-230 de dolari pentru sticla de 100 de mililitri. Așa cum am spus, face parte dintr-o colecție mult mai largă, sunt sticlele pe culoare închisă, lucioase, cu un capac auriu, deci dacă sunteți interesați, puteți să studiați mai multe pe site-ul celor de la Amurud, cam ce anume se află în acea colecție și eventual ce anume aș și dori să comandați pentru un test, pentru că cu siguranță sunt și eșantioane care pot fi comandate de la ei. Longevitatea am lămurit-o, am spus cam tot ce se putea spune despre acest parfum. Concluzie finală, performanță medie, miros impecabil, matur, elegant, plin de personalitate, deci este genul de parfum, așa cum am spus, care va da de pereți cu foarte multe alte parfumuri, deci cu siguranță unde îl veți purta, va lăsa o amprentă olfactivă, ca o cicatrice va fi, pentru că genul ăsta de parfum nu-l uiți ușor. Chiar dacă nu-l mai simți, când îl vei resimți, îți vei aduce aminte cine l-a purtat. Deci este genul de parfum care cu siguranță lasă o impresie că va fi plăcută, că va fi neplăcută, astea sunt detalii, dar cu siguranță cine îl va simți nu-l va uita. Deci un parfum care din punctul meu de vedere merită nota 9. Nu este unic, la acest lucru trebuie să vă spun de-a dreptul că așa ceva găsesc și la alte case pe aceeași combinație, v-am spus povestea cu celelalte parfumuri, însă miroase bine, performează decent, poate fi purtat în evenimentul unde ai nevoie de ceva cât mai diferit. E mai masculin, el așa din construcție, dar poate fi purtat și de o doamnă dacă are, să-i spun eu, plăcerea în a purta genul acesta de combinații animalice și condimentate, deci nota 9 din punctul meu de vedere. Acestea fiind zise, am să închei acest clip aici. Ca întotdeauna, vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o pe parcursul acestui video. Dacă ați avut de-a face cu safran rar de la Amurud, aș fi curios să aflu părerea voastră despre acest parfum. Ce alte parfumuri pe lângă cele menționate considerați că se încadrează în aceeași ligă cu safran rar? Iar până data viitoare vă doresc toate cele bune, dacă aveți ocazia testați acest parfum sau orice vă pică mână de la casa Amurud și să ne auzim cu bine în următorul clip. Vă salut pe toți!